Această forță puternică de care spuneți pentru a trece această pandemie poate fi reprezentată de PNL și PSD într-un guvern? Poate să fie reprezentată în măsura în care acest guvern, care se reunească în acest moment specialiști din cele două partide, primesc un mandat foarte clar și limitat de a manageria situația de criză în acest moment, urmând ca acest guvern să pregătească țara, inclusiv administrativ, pentru a ajunge la situația firească pe care noi credem că o putem găsi în față, și anume alegerile anticipate. Este propunerea PNL una corectă, date fiind condițiile actuale? Vedem zilnic în raportul celor de la grupul de comunicare strategică sute de decese, zeci de mii de noi infectări de coronavirus. Situația este una, cum spuneam și la început, alarmantă. Poate fi este propunerea PNL una corectă pentru această perioadă? Depinde de perspectivă. Sigur că politic vorbind poate fi înțeles un asemenea mesaj de partea Partidului Național Liberal. Dar totuși există aici o fractură de logică. Nu poți să vii și să spui că tu ca partid, ești în stare să rezolvi problema pe care România o are în acest moment cu același guvern și cu aceleași persoane care au dus România în această situație, cel puțin din punct de vedere politic, și care până la urmă persoane și respectiv guvern au căzut la ultima moțiune de cenzură. Dacă experiența avută anterior este una de natură nefuncțională, cu minime rezultate, cu lucruri care s-au făcut cu adevărat imperfect, cu lucruri care nu s-au făcut deloc, deși trebuiau să se facă, vă întreb ce credibilitate poate să existe pentru alții, inclusiv pentru PSD, că aceiași oameni vor face de această dată lucrurile într-un mod diferit. Aici este rezerva și, până la urmă, cum spuneam, lipsa de logică din punct de vedere, dacă vreți, și administrativ, dar bineînțeles și din punct de vedere politic. Din punctul dumneavoastră de vedere, vreau o opinie personală. Ar trebui Partidul Social Democrat să intre acum la guvernare? Partidul Social Democrat poate intra la guvernare doar în condițiile în care are forța necesară și pârghile necesare ca, intrând în această guvernare, să poată să facă ceva. Dacă la guvernare, acum vorbim la modul absolut ipotetic, da? Fără să fie o asumare a partidului în un fel sau altul, dacă intri la guvernare pe anumite ministere, iar pârghiile necesare pentru alte ministere care trebuie să susțină ministerul despre care vorbim nu funcționează, unde ajungem? Și vă dăm un exemplu foarte la îndemână. Să admitem, repet, din nou, ipotetic, da? Care avea Ministerul Sănătății Partidul Social Democrat. Cum ar putea să ducă lucrurile în sfârșit dacă n-ar avea sprijinul politic, administrativ, al altor ministere, cele mai importante fiind, bineînțeles, Ministerul de Finanțe, Ministerul Fondurilor Europene, care să nu facă doar un minister să deconteze ceea ce este făcut poate incomplet din cauza unor resurse care nu au fost alocate. Deci putem să gândim o structură în care să existe un guvern puternic, cu sprijin politic masiv din Parlament, sau altfel trebuie să mergem la alegerile anticipate.